Ce spun profeții? Ce spun profeții despre ziua când taina se va împlini, când Domnul mântuirea noastră cu mare slavă va veni, când va veni cu măreție din cer, cu toată strălucirea, așa cum Cartea Sfântă scrie de ziua când va fi răpirea, când lumina se va taborul de strălucirea strălucirii, când ne-om lua cu toții zborul spre soarele neprihănirii, când vom zbura ca porumbeii mai sus de galaxii sihastre, mai sus de căile lactei spre visul visurilor noastre, când glasul va striga în taină, suiți-vă aici în nor, voi care aveți cerească haină și sunteți pregătiți de zbor, ca și Enoch, ca și Ilie, cu cară, călăreți și cai, zburați spre marea veșnicie, spre fericitul vostru rai. Voioase care ați fost uscate în praf, în pulbere, în lut, sunteți de Dumnezeu chemate, căci timpul morții a trecut. Voi, frați, ce ați predicat cuvântul că Domnul iarăși va veni, priviți în sus, lăsați pământul, fiți gata pentru aceea zi, căci iată, cea din tâi urgie s-a dus și a doua a trecut, iar cea de-a treia va să vie când răii vor plăti tribut. În pleava o va duce vântul în locul unde e scris o sândă, când noi vom părăsi pământul intrând în odăița sfântă. Căci uite, colosus țoarul sau frații noștri din Gosem, cum stau împodobiți cu harul în noul strălucit Eden, de ceasul încercării grele, ei sunt păziți de orice chin, mai sus de nor, mai sus de stele, mai sus, e un loc de pace plin, mai sus, căci jos, Armagedonul îți spune ultimul cuvânt, topind și fierul și betonul și tot ce umple azi pământul, când Gog cu oastea lui cea mare va năvăli în Israel. E aproape clipa de plecare, așa cum scrie Ezechiel, căci iată câteva soroace de care Domnul a vorbit, când oamenii vor cere pace, suntem aproape de sfârșit. Când urâțiunea pustiirei va înlocui cu firea, harul, suntem în pragul ațipirii, în pragul când s-a stins altarul. O, Doamne, câtă măreție e în Cartea Sfântă, ca să știm că cea din urmă profeție ne spune să ne pocăim. Ne spun și tainele Scripturii că suntem cea din urmă eră, ne-o spun și semnele naturii, și jos, și sus, și în atmosferă, ne-o spune marea înfometare, ne-o spune calul negru, frați, că nu-i departe ziua mare sau ziua când vom fi salvați. Ne-o spune ciuma și holera, ne-o spune sida, dacă vreți, căci despre foamete și boale e scris în cartea cu profeți. Ne-o spun munții de rachete, ne-o spun soldații înarmați, ne-o spune zborul spre planete, că Domnul e aproape, frați. Priviți în sus, priviți îndemnul ce-i scris în Noul Testament, ca să cunoașteți care-i semnul mărețului eveniment, căci vestitorul primăverii e frunza verde de smochin. Priviți spre semnele arătării, cum una după alta vin, cum toate parcă din cutie pe aripa vremii s-au depus. Tot ce vedeți e profeție că vine în curând Iisus. Voi soli ai binecuvântării, voi fi ai Tatălui Divin, ce stați în pragul așteptării cu vasul, cu ulciorul plin. Sunați din trâmbițe măiestre, sunați ca să dispară somnul la uși închise, la ferestre, să știe tot că vine Domnul. Sunați de acum deșteptarea, căci timpul iată a trecut, să știe toată adunarea că vine în curând Iisus. Sunați la cele cinci pridvoare, sunați la port, sunați pe zid, strigați de acum deșteptare, căci vine fiul lui David. El vine, frații mei, fiți gata, fiți siguri, nu va zăbovi.
strigați de acum, Maranata, căci Domnul ne va izbăvi. Voi, frați, voi, botezați în apă, grăbiți de cereți Duhul Sfânt să nu rămâneți jos în groapă în ziua aceea mormânt. Grăbiți, căci iată timpul trece, că știți că 5 din cele 10 au tot bătut la poarta închisă și Moise a rămas afară și oastea care a cârtit. Voi, frați, nemulțumiți din țară, nu fiți cu Duhul împietrit. Nu faceți ceartă și ispită, nu faceți dezvinare, frați, nu fiți cu inima lipită de scaunele pe care stați, nu semănați în grâu neghină învățături ce nimicesc, acum când așteptăm să vină al nostru Salvator Ceresc. Nu vă lăsați conduși de fire, nu vă lăsați conduși de eu, acum în pragul de răpire, treziți-vă din somnul greu. Luați mantaua lui Ilie, luați puterea lui Samson, luați a lui Iisus Făclie și sabia lui Gedeon. Și iată, miezul nopții, iată păcatul, întuneric gros, pe tot pământul se arată, vestim că e la uși Hristos. Iar tu mai stai nepăsare? Acum, când cerul s-a negrit, când Domnul strigă deșteptare, căci timpul, iată, a fugit. Acum, când toate amenință, când toate vânturile bat, să stingă Duhul de credință, să stingă ce Iisus ne-a dat. Acum, când mii de duhuri rele se zbat ca spumele în vad, să-i amăgească, să-i înșele pe oameni, să-i ducă în iad. Acum, când lumea se frământă, tu, Iona, dormi de valuri dus și lași împărăția sfântă și lași venirea lui Iisus. Acum, când fiecare filă te îndeamnă astăzi prin cuvânt să cauți cât mai este milă, să cauți uleiul, Duhul Sfânt și mană și cerească miere și vin și apă care învie, nu sta, ci de la Domnul cere să-ți dea ce ți-a promis și ție. Nu sta în zdrențele-ți murdare, ca Bartimeu, aruncă-ți haina, căci Domnul în curând apare, curând se împlinește taina. Nu sta indiferent și rece acum când harul te învie, căci vremea mântuirii trece și vine cupa cu urgie, ca fiul ce s-a întors acasă, smerit spre tatăl tău privește, căci uite haina cea frumoasă, Iisus, chiar El ți-o dăruiește și scule și podoabe rare, Eleazar sau Duhul Sfânt, căci Domnul multe daruri are, ce scrise în al său cuvânt, să fie fără zbârcitură, veșmântul fără nicio pată, puterea sfântă de Scriptură de ziua când Iisus se arată, căci una, numai una este frumoasă ca și trandafirii ce stă în văi și prinde veste că vine mirele iubirii, doar una-i porumbiță dragă ce cântă noaptea prin stejar, căci dorul de Iisus o leagă, ah! Mire, oare când apar? Doar una care-i pregătită cu zinți de aur și ofir de ziua când va fi răpită la muntele de nar și mir. Doar una, frații mei, doar una la dreapta stă și strălucește, purtând pe fruntea ei cununa și slava care o însoțește. Mireasa, prima înviere, sunt mulți chemați, dar foarte rari. Sunt frații care au putere și luptă ca să fie tari. Căci Doamne, Doamne, nu-i de ajuns. Hristos ne vrea mai mult, mai tare. El dă din cerul sfânt răspuns acolo unde e ascultare, acolo unde e umilință, că oameni mândri sunt destui ce zic că sunt la pocăință, dar n-au puterea Domnului,
acolo unde nu-s păcate, acolo unde e Hristos, când noi le dăm întâietate la frații care sunt mai prejos, acolo unde nu-i zgârcire, nici lăcomie de argint, când suntem gata cu grăbire să-i ajutăm pe frați, pe sfinți, acolo unde toți așteaptă venirea lui Iisus pe nor, bogăția lor nedreaptă, sunt gata pentru ajutor. Acolo unde sunt primite făpturile lui Dumnezeu de mame care spocăite, ce nasc și cresc copii cu greu, acolo unde se renunță la vin, la vicii personale, pe aceștia Domnul îi anunță de ziua revenirii sale, pe aceștia care cu găleata aleargă ca să scoată apa, îi așteaptă Domnul cu răsplata, îi așteaptă și din chin îi scapă. Tu, suflet, care mă asculți, ești gata pentru întâmpinare? Sau ești în zdrențe și desculți și mergi spre judecata mare? Întoarce-te și îndreaptă-ți pasul spre cer, spre patria frumoasă, căci Domnul în curând apare, curând se împlinește ceasul. Amin.